Începem, da? Dă-i ziua! Vă mulțumim pentru prezență și mulțumim tuturor celor care ne urmăresc live. Astăzi, Partidul Liberal Democrat din Moldova se lansează oficial în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, avându-l în calitate de candidat pe domnul Tudor Deliu, un om competent, curajos și devotat. Anul 2020 este un an al provocărilor, iar campania electorală pentru aceste alegeri va fi una inedită prin faptul că Partidul Liberal Democrat vine mai echipa Partidului Liberal Democrat vine mai consolidată și mai profesionistă. Iar mai multe despre viziunea proprie referitor la specificul acestei campanii electorale, dar și despre viitorul Republicii Moldova, îl invităm să ne vorbească pe domnul Tudor Deliu, candidatul Partidului Liberal Democrat la funcția de președinte al Republicii Moldova. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, stimați săteni, colegi, onorată asistență, astăzi, 2 octombrie, ne-am întrunit aici, în satul de Baște, în Malcoci, pentru o lansare oficială în campanie electorală pentru funcția de președinte al Republicii Moldova la alegerile din data din 1 noiembrie 2020. De ce Malcoci? Răspunsul e simplu. Este leagănul copilăriei, sunt cărările bătătorite spre școală, sunt oamenii de la care am învățat cum se cădenia, omenia, respectul și bunul simț. Așa sunt malcocenii. Așa este satul pe care l-am părăsit plecând pe drumul vieții, dar tot timpul revin cu dragoste și respect, deoarece sunt produsul unui sat de gospodari. Nu am venit singur, am venit cu o echipă de oameni de calitate din toată Republica. Am venit cu echipa Partidului Liberal Democrat, Partidul Oamenilor pentru Oameni, o echipă puternică, vitală, cu ambiții și dorință de a învinge. Nimeni nu ne poate stinge dorința de a spune oamenilor adevărul, de a-i convinge că vrem și putem să schimbăm lucrurile spre bine. Vorbesc la plural, deoarece mă identific cu această echipă, chiar dacă candidez personal la funcția de președinte. Am meditat mult atunci când colegii au propus candidatura mea. Am meditat fiindcă pentru mine funcția de președinte al Republicii Moldova nu este un scop în sine. Este o mare onoare, dar și o mare responsabilitate. M-am decis să candidez la funcția de președinte pentru că Republica care o văd astăzi nu este așa cum vreau să o transmitem copiilor și nepoților noștri. Statul nostru nu este în hotarele pentru care în 92 am luptat cu arma în mână. Valorile noastre nu sunt cele pe care le-am educat în discipoli, iar societatea noastră este dezbinată mai tare decât oricând de la independență încoace. Vin dintr-o familie simplă de țărani, de la care am învățat că dacă te-ai decis să faci un lucru, să-l faci cum trebuie, iar dacă nu, nici nu încerca. Dintr-o familie de la care am învățat că în viață totul se obține doar prin muncă cinstită. Dintr-o familie în care responsabilitatea, credința și omenia au fost disciplinile de bază. Am apărat acest pământ cu riscul propriei vieți. Am promovat adevăratele valori liberal-democrate, interesele cetățenilor de acasă și a celor din diaspora într-un parlament în care mulți se temeau să le promoveze,
pentru că azi populiști, marionete politice, să ne mintă și să calce în picioare tot ce este mai sfânt, limbă, tradiție, dragoste de neam și țară. Din experiența de viață, din experiența de muncă, știu exact ce trebuie să facă un președinte. El trebuie să unească, nu să împartă. El trebuie să inspire încredere și speranță, nu să sperie sau să dea din deget. El trebuie să reprezinte cu demnitate oamenii acestei republici. Președintele trebuie să fie unul al tuturor oamenilor și nu al partidului pe care îl reprezintă. Un președinte trebuie să-și cunoască poporul așa cum este, să-l iubească, nu să-l vândă devenind vasalul unor curți. Un președinte povățuitor, un mediator, un împăciuitor care își iubește Republica și pentru binele ei are puterea să-și spună cuvântul și să-l apere aici în Moldova, cât și după hotarele ei. Stimați cetățeni, merg în acestele alegeri cunoscând exact care sunt atribuțiile unui șef de stat. Nu-mi propun mai mult decât poate face un președinte. Iată unde este programul politic a unui președinte, Constituția. Și pornind de la ideea constituțională că puterea aparține poporului. Țara suntem noi, cei de acasă și cei plecați în străinătate. De 29 de ani împart în stataliști și unioniști, în cei ce vorbesc limba română și cei ce o numesc moldovenească, în băștinași și diaspora, a venit timpul când trebuie să răspundem franc la întrebările care ne macine și ne dezbină, pentru ca ulterior să mergem hotărâți construind un stat pentru oameni și nu a oamenilor pentru stat. Nu am fost și nu voi fi omul care caută facilități și beneficii din funcții. În funcția de președinte nu voi accepta tulburarea ordinii publice de cortegile de mașini cu girofaruri, nu voi accepta pază cu zeci de bodyguards, deoarece nu vreau să fiu păzit de cei care m-au ales. Vreau să fiu așa cum am fost și sunt, un om printre oameni. De aceea declar că voi refuza de aceste facilități. Voi refuza așa cum am refuzat să-mi vând onoarea și demnitatea când, fiind în Parlament, oligarhii deputați, neavând cu ce mă șantaja, au încercat să mă cumpere. Le-am răspuns fără ezitare că deliul nu este marfă. Le-am spus că deliul nu se vinde, că deliul este al cetățenilor Republicii Moldova, a celor mulți care l-au delegat în organul legislativ să le apere interesele. Voi refuza deoarece îmi doresc o țară normală, unde cetățenii apărați de o justiție corectă să poată trăi bine din muncă cinstită, unde copiii noștri să aibă o educație care să le asigure un viitor decent, unde părinții noștri să fie în siguranță și să se bucure de munca lor, de o viață unde administrația de stat să fie pentru cetățean și nu pentru cercurile înguste. Spre deosebire de alți candidați, eu viața o cunosc nu doar din carte, nu de pe Facebook sau din sondajele plătite ale experților. Trăiesc simplu, cu aceleași griji și nevoi ca și toți ceilalți oameni a acestui petic de pământ și ca și toți noi îmi doresc mult să scăpăm de ele. Îmi doresc ca Republica să fie reîntregită, familiile să fie împreună, bucurându-se de o societate în care credința creștină, adevărul, dreptatea, omenia sunt valorile supreme. Stimați cetățeni, vin în fața dumneavoastră cu un
angajament. Eu, Tudor Deliu, în calitate de președinte al Republicii Moldova, mă angajez solemn să-mi exercit atribuțiile în strictă conformitate cu Constituția, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să garantez suveranitatea și independența națională, să acționez ferm pentru refacerea unității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, să asigur respectarea drepturilor minorităților naționale, să mă consult cu cetățenii în cele mai importante probleme ale societății, să susțin și să consolidez pluralismul politic, să respect cu strictețe principiul separării puterilor în stat, să promovez eficient interesele cetățenilor prin inițiative legislative, să susțin reforme autentice în justiție menite să consolideze statul de drept, să promovez procurori și judecători competenți, incorupți și incoruptibili, să apăr și să promovez cu devotament interesul statului pe plan extern, să promovez în misiuni diplomatice oameni de elită, profesioniști și patrioți, să asigur implementarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, să acționez cu curaj pentru a asigura securitatea națională și ordinea publică, să promovez reforme de modernizare a administrației publice centrale, să susțin reformele în administrația publică locală ce se referă la descentralizare și consolidarea autonomiei locale. Sunt angajamentele pe care le-am expus astăzi în fața dumneavoastră, angajându-mă solemn, și vă asigur că mă voi ține strict de prevederile constituționale și de angajamentele pe care le-am anunțat. Așa să ne ajute Dumnezeu! Vă mulțumim, domnule Tudor Deliu, suntem siguri că vom fi victorioși, iar noi, echipa Partidului Liberal Democrat, vom fi alături de dumneavoastră în tot acest parcurs. Vreau să-l invit aici pe colegul nostru, Alexandru Bujorean, primar de Leova, un tânăr curajos și ambițios care a demonstrat că PLDM poate învinge și a învins. Alexandru. Stimați concetățeni, dragi colegi, onorată asistență, veșnicia s-a născut la sat. La fel cum viitorul președinte al Republicii Moldova s-a născut la Malcoci. Pentru mine și cred că și pentru fiecare din colegii mei, e o onoare să ne aflăm în localitatea de baștină a celui mai bun, celui mai cumpătat și în același timp celui mai pregătit din punct de vedere al experienței administrative, candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, domnul Tudor Deliu. Îl cunosc pe domnul Deliu, la fel ca și miile de liberal-democrați din întreaga țară, drept unul din cei mai statornici și devotați membri. Dar asta ar însemna să spun că nu îl cunosc deloc. Pentru că îl cunosc nu doar cei care îi apreciază calitățile, îl cunosc și oponenții politici, îl cunosc și oamenii fostului regim, oamenii lui Plahotniuc și personal Vlad Plahotniuc, care a încercat să-i cumpere devotamentul cu 2 milioane de euro. Și nu i-a reușit nici lui, nici ortacilor lui, care au lovit și continuă să lovească mișelește în echipa Partidului Liberal Democrat, dar fără rezultat. În afară de faptul că domnul Deliu este un coleg de încredere și un om care a salvat la timpul cuvenit familia politică din care face parte, domnul Deliu este cunoscut în întreaga Republică de alte câteva zeci de mii de aleși locali,
funcționari de toate nivelele, primari și președinți de raioane, foști și actuali, dar și de miile de absolvenți care au avut ocazia să îl aibă drept profesor universitar și pe care i-a perfecționat în domeniul deloc ușor al administrației publice. Însă dedicația și cunoștințele domniei sale nu se opresc aici, pentru că e una să fii dedicat profesiei, devotat echipei și cu totul altceva atunci când aceste calități își au originele în dragostea și devotamentul pe care domnul Deliu îl are față de poporul acestei țări. Și anume acest sentiment l-a făcut să fie printre cei care au luat în anii 90 arma în mână și a mers determinat la Nistru, ca să apere independența și suveranitatea Republicii Moldova, fiind avansat până la gradul de șef al statului major. Întorcându-se de la război, a lăsat arma într-o parte și a mers în fața locuitorilor din satul Răzeni, raionul Ialoveni, care l-au ales în funcția de primar al localității și care l-au împuternicit să aibă grijă de acea localitate în primii ani grei de independență, atunci când neajunsul și sărăcia era o normă pretutindeni. O să trec peste toate meritele și funcțiile pe care le-a avut domnul Tudor Deliu de la primărie până la mandatul de deputat în Parlament și președinte al PLDM, pentru a sublinia ce este cu adevărat important în tot acest parcurs al vieții dumnealui. Tudor Deliu este o întruchipare unei calități care probabil a lipsit mult timp în instituția prezidențială și în toate procesele politice din țara noastră. Și această calitate este devotamentul. Devotat țării, devotat satului moldovenesc, devotat echipei și astăzi, prin lansarea în cursa electorală, rămâne a fi devotat poporului Republicii Moldova. În toată activitatea sa publică, domnul Deliu a dat dovadă de verticalitate și nu a fost purtat de vânturile politice temporare sau de beneficiile unor momente oportune. Anume, devotamentul spune totul despre omul, politicianul, scriitorul, profesorul, ostașul, primarul și președintele Tudor Deliu. Și pentru aceste calități, eu, colegii mei și oamenii conștienței ai acestei țări vor opta în alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Acum Republica Moldova are un candidat care cu adevărat o iubește și acest candidat este Tudor Deliu. Într-un ceas bun, domnule președinte, Dumnezeu să vă binecuvânteze în lupta pentru viitorul Republicii Moldova. Îți mulțumim, Alexandru. Cuvântul se oferă doamnei Galina Tonu, vicepreședintele raionului Ialoveni, o doamnă cu caracter și viziuni inovative atât la nivel local, cât și la nivel național. Mult stimate domnule președinte, dragi colegi din echipa noastră puternică și unită, onorată asistență, astăzi venim cu un mesaj de susținere a domnului președinte și profesor Tudor Deliu în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie anul curent. Tudor Deliu este pentru noi o personalitate notorie și a adunat în palmares mulți ani de activitate, de muncă și dăruire în domeniul administrației publice, fapt pentru care se bucură de meritele aprecierii ale cetățenilor și ale partenerilor pentru dezvoltare durabilă. Este un profesor cu talent și vocație, ce a cultivat generații de discipoli, de funcționari publici, în spiritul dragostei de neam și țară, subliniind: vom avea un stat dezvoltat și european când toate localitățile vor fi dezvoltate, dar pentru atingerea acestui scop avem de muncit toți împreună, numai împreună. Domnul președinte Tudor Deliu a desfășurat o activitate merituoasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, unde s-a afirmat prin înțelepciune și pricepere. Are dorință și capacitate de a conduce statul . Este un om activ ce muncește cu multă responsabilitate și devotament,
pentru dezvoltarea administrației publice, prin transparența procesului decizional și a utilizării raționale a resurselor, atragerea investițiilor și accesul facilitat al cetățenilor la informație despre calitatea serviciilor publice prestate, fapt ce contribuie la sporirea imaginii autorității publice și la nivelul de încredere al cetățenilor și al partenerilor. Cu alese sentimente și cu o deosebită gratitudine, vă dorim succese notabile în competiție electorală, deloc ușoară, realizări remarcabile, perseverență și tenacitate în dezvoltarea proiectelor de performanță națională ce asigură prosperitatea societății și edificarea unui viitor european. Stimate domnule profesor, suntem în ajunul sărbătorii profesionale a pedagogului. Pentru noi sunteți un profesor și un viitor președinte. Primiți din partea echipei acest buchet de flori frumos și vă dorim în continuare sănătate, luptă și cu toți vom învinge. Stimați prieteni, vreau să invit lângă mine pe doamna Cojușneanu Elena, locuitoarea satului Malcoci, doamna care îl cunoaște pe domnul Tudor Deliu încă din copilărie și doamna care poate să ne spună multe despre omul Tudor Deliu. Bună ziua tuturor! O să mă adresez azi către toată țara, către diaspora, către tot poporul. Votați Tudor Deliu, un om cu caracter, un om cu bune capacități organizatorice, un fiu de gospodari, un patriot. Firea onestă, integră, simțul dreptății conturează portretul domniei sale. Activitatea dumnealui din Parlament confirmă cuvintele mele. Îl cunosc destul de bine și pe fratele dumnealui, pe domnul Sidor Deliu, cel mai bun primar pe care l-a avut satul nostru. Mă bucur că domnul Tudor Deliu a fost înaintat la funcția de, de președinte și sunt sigură că și dumnealui va fi numit cel mai bun președinte de țară. Domnul Deliu face parte din categoria oamenilor. Dumnealui face parte din categoria oamenilor care nu trădează, pentru care cuvântul dat este o onoare. Însăși faptul că dumnealui a fost alături de un prieten care s-a poticnit, ne dovedește și demonstrează că este un om în care poți avea încredere, un om pe care te poți baza. Dumnealui nu va da înapoi la greu, va merge înainte, va contribui la schimbarea viitorului țării și vieții oamenilor spre bine. Eu vă îndemn, vă rog pe toți, cei care mă cunoașteți, cei care nu mă cunoașteți, pentru binele țării și a oamenilor, votați Tudor Deliu. Vă mulțumim cu domnul Tudor, vă dorim succes și eu sper, cred că malcocenii or să dovedească încă o dată prin votul dumnealor că vă susținem și pentru câte ați făcut pentru satul nostru și cred că o să faceți și pentru țară tot la fel. Mulțumesc, domnule. Toate bune, mulțumim. Vă mulțumim, doamna Elena. Iar acum vreau să-l invit alături pe domnul Valentin Puiu și dânsul locuitor al satului Malcoci, pe care domnul Tudor Deliu îl numește Badea Valentin. Mulțumesc! Îl știm noi pe domnul Tudor Deliu, că majoritatea din sat, oamenii care mai o leacă mai în vârstă, din copilărie, aici s-a născut, aici s-a botezat la biserică, aici au trecut ani de școală, copilărie și după absolvirea școlii medii din satul Malcoci, s-a dus mai departe
să învețe în institutele superioare și de acolo, prin diferite activități, au ajuns mai scurt, au ajuns un om integru, așa, care putem să ne mândrim. Și cu mare bucurie au fost toți consătenii și când au adus veste, au ajuns vestea în sat că domnul Tudor Deleu a ajuns deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Și mai scurt toți au fost cu bucurie și activând în diferite domenii, și tot locul a arătat devotament. Și mai scurt, îi dorim ca în funcția de președinte să activeze tot așa mai departe, să avem bucuria cei care au merită și de la noi și de la toată țara, pentru că a fost un om care nu a adunat bogății, a lucrat numai pentru societate. Bravo. Iar acum vine să ne vorbească doamna Tabacaru Svetlana, primar cu 3 mandate din partea Partidului Liberal Democrat în satul Scoreni, doamna de fier a raionului Streșeni, discipola a domnului Deliu la Academia de Administrare Publică. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, stimați invitați și dragi vecini, vă zic așa, deoarece satul Scoreni se învecinează cu satul Malcoci, cu acești oameni deosebiți, care numai la Malcoci toți oamenii cresc flori și la Scoreni se fac butoaiele. Să știți, cea mai bună reclamă pentru toată Republica Moldova, că sunt cei mai buni gospodari la Malcoci și la Scoreni. Sunt foarte mulți și eu știu când o să înțelegem noi acest lucru, atunci când o să numărăm voturile în noaptea de 1 noiembrie. Deci s-a început campania electorală și vreau să vă zic că doar de noi toți depinde, de votul nostru, depinde cine va sta la cârma țării, cine ne va conduce și știu prea bine că mulți cetățeni din Republica Moldova de acum zic că s-au obosit de multe alegeri, dar asta e situația, asta e viața și vreau să vă zic că unul dintre cei mai buni candidați la funcția de președinte a Republicii Moldova este Tudor Deliu. Este Tudor Deliu, cel care este astăzi alături de noi și care a făcut foarte multe lucruri bune pentru țara noastră. Vreau să vă zic că atunci când am primit invitația la această lansare în campanie electorală, am fost mândră de acest fapt, deoarece despre Tudor Deliu poți să vorbești doar cu mândrie. Și doar dumnealui ne-a învățat la administrarea publică, la Academie, să ne comportăm cu oamenii așa cum dorim să se comporte oamenii cu noi. Și asta mie mă ajută foarte mult în funcția mea ca primar. Deci avem nevoie, sau să vă dau o întrebare la toată lumea, la toată țara. De ce oamenii avem nevoie să ne conducă? De care oameni avem nevoie să fie în Parlament sau să fie președintele Republicii Moldova? Doar un om competent în administrația publică locală, un om cinstit, un om social, sociabil, un om onest, un om deștept și un om simplu care vorbește să fie înțeles de toată lumea. Un om corect în primul rând și un om cu verticalitate. De acum cunoaște toată țara la câte ispite a fost pus domnul Tudor Deliu, dar a avut o verticalitate. Și deci, asemenea oameni sunt aici la noi, la Malcoci.
cei mai buni, cei mai deștepți și vreau să îndrumez toată lumea. Oameni buni, haideți să alegem oamenii, cei care sunt printre oameni. Să alegem verticalitatea și să fim uniți, să trăim demn de țara noastră, de satele noastre și să simțim umărul întotdeauna unul altuia. Să ne ajutăm și să fim o echipă. Doar împreună facem țara mai bună. Vă mulțumesc din suflet. Succese mari, domnul Deliu. Și din partea mea am și eu un buchet de flori. Să vă zic că vin de la Scoreni. Vă mulțumim, doamna primar. Iar acum despre planurile echipei la nivel central și național, despre cum ne pregătim de această bătălie politică. Îl invităm să ne vorbească pe președintele Partidului Liberal Democrat, domnul Vlad Filat, cel care a condus o mulțime de campanii electorale de succes, acumulând o experiență incontestabilă. Domnule președinte! Stimate domnule Deliu, stimați concetățeni, scumpii noștri veterani, dragi colegi, este o zi extrem de importantă astăzi, deoarece începe o nouă bătălie, o bătălie care urmează să aibă o finalitate. Iar care va fi această finalitate depinde de rezultat. Depinde de cine va fi președintele Republicii Moldova. Eu, în primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Deliu că ne-a invitat astăzi aici. Anume aici, la Malcoci, anume aici, lângă biserică, lângă Sfânta Biserică, anume în localitatea de unde și-a început viața, unde și-a făcut primele studii și eu sunt absolut sigur că de aici pornește și spre victorie. Eu înțeleg că în lupta politică lucrurile foarte des funcționează bazându-se pe aparențe, pe emoții. Însă totodată eu cred, tărie cred, că dacă vom muci, așa cum știm noi și cum am demonstrat-o de tare multe ori, și vom duce către oameni mesajul atât de necesar, că țara are nevoie de un președinte competent, curajos, un om care este devotat acestei țări, noi vom reuși să obținem o victorie atât necesară, vom reuși să avem ales un președinte care să muncească în conformitate cu prevederile constituționale, în conformitate cu prevederile legale. Nu prin populisme, nu prin afirmații care să fericească poporul doar la televizor sau la nivel de emoție, dar care să contribuie în cooperarea cu instituțiile statului, cu puterile statului, cu societatea în întregime, la consolidare, în primul rând, a societății. De fapt, de ce avem noi nevoie cel mai mult la acest moment și care să fie, dacă vreți, acel lider moral care să ducă țara acolo unde este locul. O țară care oferă cetățenilor săi dreptate, îi oferă bunăstare și îi oferă libertate. Și lucrul ăsta este extrem de important. Domnul președinte Deliu, eu personal vreau să vă mulțumesc pentru că în momentele grele, pentru mine personal, v-am simțit alături. Dar de fapt, lăturași am avut mai mulți, ați fost împreună cu mine. Vreau să vă mulțumesc că ați oferit împreună cu
colegii care au luptat cu adevărat, ați oferit posibilitate ca astăzi Partidul Liberal Democrat din Moldova să fie viu și să privească cu mare încredere în viitor. Vă mulțumesc pentru curajul care l-ați demonstrat pe parcursul vieții, despre care, din păcate, prea puțin cunoască. Noi avem în țara asta atât de mult și atât de mulți curajoși la televizor sau pe rețele de socializare, dar foarte puțini din cei care atunci când trebuie să-și demonstreze curajul și demnitatea să pierd undeva, pe la coffee break-uri sau prin deplasări în străinătate sau eventual motivându-și absența în acțiune sau alta printr-o durere de cap sau o durere de altă parte a corpului. Curajul, stimați colegi, solidaritatea sunt lucruri extrem de importante. În politica moldovenească sigur avem nevoie de pricepere, sigur avem nevoie în anumite situații și de cunoașterea limbilor străine. Însă de caracter și curaj este necesar ca niciodată. Eu o spun cu toată tăria. Domnul Tudor Deliu este omul care întrunește toate calitățile necesare pentru a fi un președinte bun pentru oamenii acestei republici. Are toate calitățile pentru a fi un președinte care să reprezinte punct de reper pentru ceilalți implicați în administrarea statului, în procesul politic, în general. Și eu sunt mândru că domnul Tudor Deliu este parte din familia Partidului Liberal Democrat din Moldova. Eu vă doresc, domnule președinte, sănătate, vă doresc succes, să vă aibă Dumnezeu în pază, iar Moldova să fie ocrotită de bunul nostru Dumnezeu. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte Vlad Filat. Să știți că spiritul dumneavoastră pozitiv și entuziasmul sunt o inspirație pentru noi toți. Iar Partidul Liberal Democrat este schimbarea de care au nevoie cetățenii Republicii Moldova. Stimate domnule Deliu, aș vrea să vă rog să veniți cu un cuvânt de încheiere spre final de al acestui eveniment important pentru viitorul Republicii Moldova. Stau câteodată și mi-aduc aminte ce vrem și ce oameni trăiau pe acest meleag și acum îmi pun întrebare, cu ce am greșit noi oare în fața lui Dumnezeu de am ajuns o republică părăsită, sărăcită, o republică unde nu avem o pace socială. Stimați săteni, stimați colegi, eu astăzi m-am convins încă o dată prin ceea ce ați spus-o dumneavoastră că se poate. M-am convins că noi putem schimba lucrurile, dar aceasta o putem face împreună. Sincer să vă zic, prin ceea ce mi-a spus-o și Badea Valentin și Elena și colegii, m-ați încurajat și mai mult și sunt astăzi ferm că se poate. Se poate de luptat și de câștigat funcția de președinte a Republicii Moldova. Promit aici, în fața tuturor cetățenilor, că voi face o campanie curată. Rog și colegii mei care vor munci în teritoriu, de asemenea, să facă o campanie curată. Să nu atacăm persoane, să nu ne denigrăm pe cineva și să nu venim cu populisme. Să le spunem oamenilor ceea ce trebuie să facă un președinte. Eu promit că voi fi un președinte a păcii, nu a războiului. A păcii între cetățenii Republicii Moldova, indiferent de rasă, religie,
apartenență politică, origine socială a oamenilor care sunt aici sau sunt în diaspora. Voi fi o președinte a păcii între partidele politice și între ramurile puterii de stat. De aceea declar că Tudor Deliu va fi un președinte a tuturor cetățenilor de Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc!